5 ani am născut o fetiță perfect sănătoasă, de 3,4 kg, Apgar 10, 52 de centimetri, dat acasă cu clinic sănătos la 3 zile. În a 5-a zi am fost chemați să vaccinăm cu vaccinul BCG. Am vaccinat și după, practic, în familia noastră s-a declanșat furtuna. Copilul a plâns 7-8 ore neîncetat, fără să se oprească, apoi s-a instalat o stare de somnolență accentuată, lipsa urinei, refuz sân, stare de somnolență. Am sunat, ni s-a spus că ba este de la colici, ba de la icter, am prezentat copilul la un control neonatologic, după care ne-am dus la spitalul de urgențe din Constanța. Acolo nici nu am fost luați în seamă că este de la vaccin. Vaccinul n-are ce să dea, nicio complicație. S-au pus 6-7 diagnostice în același timp. S-a fost tratat pentru 6-7 diagnostice în același timp copilul și într-un final copilul a murit în a 6-a zi în urma unei insuficiențe multiple de organ și encefalită acută, cauzată de un sindrom torci cu două analize bune pe timpul sarcinii. Și fetița, cât a fost în spital, i s-a făcut aceeași analiză și avea analizele foarte bune pentru sindromul acut. Nu! Familia mea nu o să-și mai asume niciun vaccin și nici nu vreau un doctor să-și asume. Nu trebuie să existe obligativitatea vaccinării. Sunt copiii noștri, alegerea noastră.